Ce v-a determinat să intrați în cursa electorală prezidențială? Primul rând, bună ziua și vă mulțumesc pentru o întrebare, pentru interviu și pentru o întrebare. Segmente întregi de populație le-am depistat ca fiind nereprezentate. Și aici vin pe trei mari segmente. Românii din străinătate, familiile acestora rămase acasă. Și aici vorbim de un număr de aproape 3, de peste 3 milioane de români din străinătate și de peste 2 milioane de familii rămase acasă. Chiar am și spus când am făcut această fotografie, uite cum arată România, o familie destrămată. 3 milioane în străinătate și cu 2 milioane de familii rămase acasă. Pe de altă parte, fiind cadru universitar, stau de vorbă cu tinerii și întrebam ce aspirații au ei, ce vor ei să facă. Și cu tristețe trebuie să spun că foarte mulți dintre ei spuneau, cred că trebuie să plecăm în străinătate pentru că în România nu putem găsi un loc de muncă. Și am discutat cu ei și împreună am găsit soluții pentru o Românie durabilă, pentru o Românie în viitor. Și sper că acești tineri, sau sper ca că la acești tineri m-am făcut înțeles și viziunea mea m-a făcut înțeleasă și practic și ei au spus, am vrea un președinte aproape de vârsta noastră care să ne înțeleagă. Acesta este un al doilea sau un al treilea segment, deci după românii de străinătate, familii și tineri. Iar un segment destul de important, românii care vor umanitate, românii care vor ecologie mai exact. Atunci când spui umanitate, spui ecologie. Și este un segment foarte important. Un segment foarte important pe care președintele William Brânză trebuie să-l conștientizeze de pericolele care pot apărea prin ignoranța unora și prin nepăsarea acelora sau altora care consideră că în România resursele sunt inepuizabile, resursele trebuie consumate astăzi sau resursele nu trebuie protejate în niciun fel. William Brânză vine cu un mesaj clar, vine cu un mesaj ca unul de-al lor pentru cei care apreciază mediul în România și apreciază orice măsură ecologică pentru a menține România pe un standard firesc, pe un standard european și pe un standard pe care trebuie să-l avem valabil și pentru copiii noștri. Deci aceste categorii m-au determinat, văzându-le nereprezentate, m-au determinat să intru în cursa prezidențială. Ce vă recomandă pentru funcția supremă în stat? Ce calități credeți că aveți de președinte? Vă mulțumesc foarte mult. Am spus-o și spun de fapt ceea ce cred despre mine. Am o vârstă, sunt 42 de ani, sunt tânăr, curaj, nu am sărit trepte în viață, nici din punct de vedere profesional, nici din punct de vedere politic. Am plecat de jos, într-o familie de oameni modește, m-am spus, într-o familie de oameni săraci, trebuie să muncesc în străinătate și mi-am clădit propria viață prin, terminând o facultate, având astăzi o profesie, profesia de avocat în Baroul București. Din punct de vedere politic, am fost parlamentar 2 mandate, un mandat a fost pentru românii din străinătate, am fost președinte de comisie parlamentară. Am lucrat împreună cu colegii mei în comisii foarte importante și de mare angajament pentru România. Comisia pentru Afaceri Europene și Comisia NATO. Ca și studii și în securitate și pe plan profesional în domeniul juridic, am absolvit masterul la Paris, master în administrație și pe sistem juridic european și studii de securitate în America la Harvard. Cred că sunt calități și o pregătire suficientă pentru ca un om să își asume această funcție în stat. Este un act de responsabilitate, este un act pe care William Brânză și l-a asumat. Care este principalul rol al șefului statului, în opinia dumneavoastră? Cred că, sau nu, în mod sigur, președintele statului trebuie să fie proactiv și interactiv. Dar în primul rând trebuie să fie un om moral, un om constituțional și un bun colaborator al guvernului. Președintele statului trebuie să
repare punțile de legătură între instituția prezidențială și guvern, între instituția prezidențială și parlament și între instituția prezidențială și toate instituțiile statului care sunt factori de decizie. Adică mergeți pe președinte arbitru, nu președinte jucător, cum am spune. Președinte nu arbitru, pentru că un președinte arbitru asistă și penalizează. Mediator? Nu, i-am spus un președinte, un bun colaborator al guvernului. Toate inițiativele nu le poți lua decât numai stând la masă cu guvernul. Președintele vine cu o viziune a lui, așa va veni William Brânză, va veni cu o viziune a lui, dar această viziune o va pune sau va găsi soluțiile numai împreună cu guvernul. Guvernul e cel care trebuie să vină cu banii. Președintele vine cu viziunea. Ce vă propuneți în materie de politică externă, în cazul în care veți deveni președinte? Întotdeauna am fost un om al negocierii, poate și prin profesia liberală, sunt un om al negocierii. Sau dacă ne amintim de un vechi dicton care spune, dacă nu vrei război, atunci ai grijă de pace. William Brânză își propune să aibă grijă de pace. Și își propune să facă acest lucru păstrând parteneriatele cu UE, păstrând parteneriatele cu NATO, ba mai mult de atât, întărind aceste parteneriate. România are un rol favorabil, poate mai mult ca oricare dintre țările membre în UE. Vorbeam de acei 3 milioane de români în străinătate. Prin acești 3 milioane de români care se află astăzi în străinătate, pe care sincer îi vreau cât mai repede înapoi, pentru că foarte mulți sunt specialiști și avem nevoie de ei în țară, dar prin aceștia România își poate câștiga simpatia în străinătate. Avem specialiști care muncesc în străinătate, dar acești specialiști contribuie prin taxele pe care ei le plătesc la PIB-ul fiecarei țări. Prin aceștia, România poate avea o imagine frumoasă în străinătate și o imagine consolidată ca stat inteligent, ca stat pregătit și ca stat profesionist. Cu partenerii tradiționali NATO trebuie întărit foarte mult relațiile. La ora actuală vedeți bine că războaiele unei țări membre NATO nu mai sunt războaie personale. Când vorbim de războaiele Americii, sunt și războaiele României. Când vorbim de starea României, și aici vreau să mă refer la partea cu Ucraina, starea inconfortabilă în care s-ar putea găsi cetățenii României, vă dați seama că această stare sigur o vor avea și țările partenere de NATO. Pentru că nu mai avem conflicte personale, avem conflicte de unitate, avem conflicte de club. Îi spunem așa, conflicte de club NATO. Și cu cât îți întărești relațiile mai bune, cu atât poziția ta oficială, vocea ta în acest club elitist, și aici mă refer strict la NATO, este mult mai bine auzită și mai apreciată. Dacă veți câștiga alegerile, veți urmări desemnarea unui nou prim-ministru? William Brânză l-a anunțat de prima dată, odată cu lansarea candidaturii. Tandemul William Brânză președinte, Mircea Coșa premier. Mai mult de atât, consider că pentru o perioadă de 5 ani, un guvern trebuie să fie format din specialiști, un guvern format din specialiști din țară și din străinătate, oameni ancorați la problemele României. Și va fi, cred că, cel mai ușor să fac acest lucru, pentru că eu nu am în spate un partid puternic căruia să-i fiu tributar pentru a-i da funcții de miniștri, pentru a-i da funcții de secretar de stat. Clar că rolul președintelui trebuie să fie un rol de trebuie să aibă rolul, să joace rolul independentului și așa trebuie să fie. Că ăsta este președintele. După alegeri, el se departajează de, conform Constituției, da, de partidul care l-a propus în frunte. Partea bună a mea este că partidul meu este format numai de militanți, oameni care nu au fost niciodată la guvernare. Nu am nici măcar un partid de oameni care să fie ancorați în administrația locală. Cred că avem câteva zeci de consilieri. Dar sunt oameni care militează pentru adevăr, militează pentru ecologie și oameni care vin curați
sunt oameni morali în fața, în fața cetățenilor. Acești oameni îl pot duce pe William Brânză să preia votul de președinte, dar acestor oameni eu nu le sunt tributari. Și cred că un guvern de specialiști poate scoate România din situația actuală și ducerea ei acolo care în viziunea președintului este acea viziune de bunăstare. Este acea viziune de bunăstare unde te plasează peste media europeană. Dar va trebui să convingeți majoritatea parlamentară să susțină un premier, să-l susțină pe Mircea Cucu. Sigur că nu este un demers ușor, dar cred că majoritatea parlamentară, sau mă bazez pe majoritatea parlamentară care poate fi conștientă de pericolele care pot apărea în România. A pune pe criterii politice astăzi, părerea mea că este încă un pas spre neîncrederea cetățeanului. Vedem foarte bine câți miniștri la ora actuală și foști miniștri politici sunt achetați. Vedem foarte clar câți parlamentari sunt anchetați. Parlamentari cu probleme penale sunt anchetați sau sunt undeva acolo în câte un dosar penal. Deci mai curând sau mai târziu vor intra chiar sub, cu adevărat vor intra sub lupa instituțiilor statului. Avem un mecanism în continuare, suntem încă sub lupa MCV-ului și care spune că România sau în România există în continuare o corupție sau un grad de corupție avansat. Eu cred că un guvern format din oameni morali, din oameni constituționali și specialiști în domeniu, și de asta mă refeream și la cei din străinătate, pentru că, fac o paranteză, avem oameni în străinătate, avem români în străinătate care conduc corporații și sunt plătiți cu sume foarte frumușele. Stai de vorbă cu oameni care erau plătiți și sunt plătiți peste 50.000 de euro pe lună, peste 80.000 de euro pe lună. Desigur că ce poți tu să-i oferi în România? Tu îi oferi un salariu de 1.000 de euro pe lună, da? Reglementat prin lege. Dar acelui om trebuie să îi ceri să facă un sacrificiu măcar pentru 5 ani de zile, să-și ia acei 5 ani de sabatical pentru a ridica România. Sunt iarăși foarte sigur că acești oameni vor veni în România pentru că înțeleg interesul național. Lor nu le mai poți da nimic acum, ce să le mai dai. Conduc o corporație și au peste 50.000 de euro pe lună. Visul lor poate mai este premiul Nobel pentru ceea ce fac ei în economie sau în planificare, sau depinde unde mai sunt domniile lor. Dar atunci când îi prezinți starea nației, când îi explici că îl chem la o luptă dreaptă, o luptă pentru țara lui, acel om va veni mă cert. Cu ce echipă de consilieri veți merge la Palatul Cotroceni, dacă v-ați făcut o echipă sau dacă v-ați gândit la asta? Nu, orice președinte își schițează un staff al lui și o echipă de consilieri. Voi veni numai cu acea echipă care are expertiză în domeniu. Deci nu pot să vii cu o echipă, nu pot să vii cu un consilier luat pe criterii politice. Consilierul prezidențial nu este o sinecură. Consilierul prezidențial este acel om care stă în permanență lângă președinte și acel om care îl ajută să ia o hotărâre rapidă când este vorba de o criză. Iar slavă Domnului, crizele nu cred că ne vor ocoli. Deci voi merge numai pe profesioniști care vin din sistem. Din sistemul, să nu se înțeleagă că vin din alții, când vorbim de sistem, românii se duc cu gândul în altă parte. Care vin din sistemul de care voi avea nevoie. Deci dacă o să am nevoie de consilier pe apărare, va fi omul care a lucrat pe apărare. Dacă vorbesc de consilier pe diaspora pentru românii din străinătate, va fi unul care a trăit ca ei și a luat-o de la zero. Nimeni nu va putea înțelege acest lucru până nu a parcurs etapa de jos. Și a ajuns până la cea mai superioară treaptă de profesionalism. V-ați gândit la niște nume acum sau vă veți gândi atunci? Am nume, dar astăzi nu vi le dau. Astăzi nu vi le dau pentru că nu am consimțământul lor. Am înțeles. Care credeți că sunt principalii contracandidați? Cei mai importanți? Din punct de vedere al bugetului lor, da, am cei doi de titani, așa cum îi prezintă presa, dar am văzut că îi prezintă presa ridiculizându-i. Și aici vorbesc la Victor Ponta și Iohannis. Pentru că
dacă mă uit la CV-urile domniilor lor, dar și la realizările pe care le au cei doi, nu văd de ce mi-ar fi adversari. Când mă uit, în schimb, la bugetele pe care le au și la partidele pe care le au, dar, într-adevăr, cei doi îmi pot fi adversari, dar într-o luptă nedreaptă, într-o luptă sau într-un câștig la masa verde. Eu tot i-am provocat să vină să avem o dezbatere unul la unul. Și atunci vom vedea cine are argumente și cine nu are argumente. Eu sigur am. Probabil că vor fi niște dezbateri. Mi le doresc, le aștept și mi le doresc. Deci pe cei doi îi consider, dar cât am explicat de ce. Pe Victor și pe Klaus. Ce scor sperați să obțineți la alegeri? Desigur că orice candidat își dorește un scor cât mai mare. Nu pot spune asta. Sondajele astăzi nu mă dau cu un scor promițător, dar încă suntem la începutul campaniei. V-ați fixat o țintă, un procent? Nu mi-am fixat o țintă. Mi-am fixat ținta să intru în turul 2. Cu cât vei intra în turul 2, clar că nu poți intra decât cu un procent categoric. Dar, în schimb, ce și-a fixat Iulian Brânză? Un număr impresionant de voturi, care chiar dacă nu îl va duce în fotolul prezidențial, va putea fi prezentat Europei pe anumite teme. Astăzi vorbim de principalele teme ecologiste. Gaze de șist, Roșia Montana, și trebuie să ne aducem aminte de acei oameni care au ieșit în stradă mai lunile trecute sau mai anul trecut. Au avut grijă unii politicieni să-i ridiculizeze, să spună câți domnule au ieșit în stradă, 10.000 de oameni. Păi uite câți vor să nu fie gaze de șist în România. Decât aceia 10.000. Mare lucru. Păi câți au protestat pentru Roșia Montana? 5.000 de oameni. Hai, ăștia sunt. 20 de milioane de oameni vor Roșia Montană. 5.000 de inși care au mers pe piața Constituției, au protestat. Prin voturile noastre, prin voturile pe care le va avea în spate Iulian Brânză, care sper să fie de ordinul milioanelor, vom putea prezenta împreună cu Partidul Ecologist celor care spun că trebuie să avem gaze de șist fără nicio măsură de precauție, care trebuie să avem Roșia Montana fără niciun fel fără nicio măsură de precauție, le vom putea prezenta. Acestea sunt voturile care nu vor, aceștia sunt cetățenii care s-au exprimat în vot, care nu vor aceste obiective, să le spunem așa, în ghilimele, în România. Acum au făcut un lucru lăudabil din punctul meu de vedere și un lucru pe care eu îl susțin prin manifestațiile pe care le-au avut. Dar prin votul lor va da credibilitate a ceea ce dânsii își doresc și la care Iulian Brânză achesează și sunt în asentimentul lor. Dacă nu veți ajunge în turul 2, ce le veți recomanda susținătorilor dumneavoastră în ziua votului? Dați-mi voie să nu vreau să cred că nu voi ajunge în turul 2. Mă bazez pe ceva, pe o stare care vine din ce în ce mai abundent, să zic așa, în ultima perioadă. O stare de admirație care încă sper să concretizeze în voturi față de ceea ce face Iulian Brânză, față de ceea ce face Partidul Ecologist. Văd că din ce în ce mai mulți oameni sunt conștienți de ceea ce înseamnă siguranța apei de mâine, siguranța aerului de mâine, siguranța hranei de mâine. Și sper că voi reuși, sper să fiu cred că la mine va fi problema dacă voi lua un, adică numai la mine va fi problema dacă voi lua un scor mic, asta înseamnă că nu am fost capabil să explic acelui segment important din populație ceea ce eu pot face prin această siguranță, cum am spus, a hranei, a aerului și a apei. Și de aceea sunt sigur că voi intra în turul 2. Optimist. Este pregătită România să aibă o femeie președinte? Depinde de femeie. Cred că România este pregătită. Suntem o nație inteligentă, suntem o țară care iacă te traversează aproape 25 de ani de democrație. Și cred că din punct de vedere al opțiunii candidat femeie, România a depășit această stare de misoginism, să spunem așa, de mult. Problema e ce femeie. Avem. Care este profilul femeii? Avem două femei candidați.
în acest moment. Le urez sănătate, le urez mult noroc și chiar le urez să se bată pentru a promova rolul femeii în politica românească la cel mai înalt nivel. Eu mi-aș fi dorit mai multe candidați, un număr mai mare de candidați femei mi-aș fi dorit. Pentru că este firesc. Am trăit în Europa, am trăit în Statele Unite ale Americii și rolul femeii este foarte bine conturat în politică. Desigur că la rândul lor, că de mulți ani în lume, că mulți ani în urmă, au luptat pentru a defini acest rol. Cele două compatriote ale noastre, pe care le apreciez pentru curajul lor, chiar dacă vor câștiga sau chiar dacă nu vor câștiga, au datoria să se bată, să se exprime în modul cel mai clar, mai ales privind rolul femeii în politică. Îmi spuneam de Europa. Parisul are primar femeie, Madridul are primar femeie, Argentina are președinte femeie. Deci, dacă se poate în țări civilizate, de ce nu se poate și în România, care eu o consider o țară civilizată? Cum se implică familia dumneavoastră în campania electorală? Destul de activ. Destul de activ. Fetița mea la 12 ani convinge fiecare coleg, pentru că la rândul lui colegii să se cușe și convingă părinții. Acum știți cum, din punctul lor de vedere, este vai de părinții care nu ascultă de copii. Da. Când eram noi cu generația, sau când eram noi cei care facem cu parte din generația cu cheia la gât, da, erau vai de copii care nu ascultă de părinți. Văd că lucrurile acum se inversează pe zi ce trece. Lăsând gluma la o parte, desigur că și familia are un rol însemnat. Vin aproape de mine, trăiesc și ei emoțiile mele. N-ai cum, transpui, este, pentru că a fi președinte în România este, spuneam puțin mai devreme, este un act de responsabilitate. Dar este actul în care tu și familia ta, practic, vii în slujba cetățeanului. Nu vii nici să te îmbogățești, nu vii nici să capeți o aură de zeu. Nu, tu practic vii în slujba cetățeanului. Este o conștientizare și sper să fie o conștientizare pentru toate familiile contracandidaților mei care vin practic sclavii cetățeanului pentru un mandat de 5 ani, mai plastic vorbind. Acesta ești tu. Dacă tu crezi că nu îți ajunge faptul că vei rămâne în istorie ca președinte și să rămâi în istorie ca președinte bun, președintele care a ridicat nivelul acelei țări și practic familia ta intră în istorie prin tine și prin ceea ce face ea, faptul că a fost un model pentru cetățenii europeni, mai bine nu te prezinți. Dacă ai alte gânduri, mai bine mergi, fă-ți o afacere, accelerează în profesia pe care ai făcut-o de avocat, de medic, încearcă să câștigi mai mult, încearcă să maximizezi totul acolo, dar nu veni pentru a fi președintele României. Este cu totul și cu totul altă responsabilitate, are o particularitate anume pe care trebuie să o conștientizezi. Ce hobby-uri aveți? Vă spuneam mai devreme că nu-mi place să, ca și contracandidații mei, să fie descalificați la masa verde și ba chiar să creăm dezbatere unul la unul. Pentru că eu am fost sportiv toată viața și dacă am fost sportiv toată viața, adversarii mi-am eliminat în ring. Și am rămas fan acestor principii ca adversarul să ți le elimin prin luptă dreaptă, să ți le elimin cu fair play și onestitate. Sportul este o pasiune a mea și aici la Splitan foarte multe ramuri motocross pe care l-am făcut la un nivel înalt, tirul pe care l-am făcut la un nivel înalt, dar acum mai la bătrânețe, să spun așa, la 42 de ani, am ca și pasiune, care am menținut o pasiune pe care o practic în continuare, sunt pilot de elicopter și atunci când am timp, este o pasiune mai veche a mea, joc golf. Alte pasiuni cetățenești, să-i spunem așa, îmi place să joc table, îmi place să joc șah. Asta sunt sporturi. Sporturi, tot la sporturi, da, îmi place să joc șah.
Cititul fiind nu mai este o pasiune, cititul fiind o necesitate, pentru că și avocat trebuie să te upgradezi în permanență cu tot sistemul legislativ, care este destul de schimbător, pentru că uitați-vă numai câte ordonanțe de guvern dă distinsul nostru guvern. N-ai timp să asimilezi astăzi una, că mâine îți mai vine alta. Și în permanență, avocatul este, cred că precum medicul sau cred că chiar mai abitir, unde el trebuie să fie la punct în fiecare zi cu legislația. Așa că cititul nu pot să mai spun că este o pasiune. Cititul este o necesitate pentru a sta pe picioarele tale în profesie. Cam pe aici s-ar rezuma pasiunile lui William Brânzănt. Călătoriile, bineînțeles, dar atunci când n-ai timp. Eu spun ceea ce pasiune am și ceea ce pot practica. Că așa, dacă ai pasiune, dar rămân decât acolo undeva în colțișor al creierului, nu se pune. Nu mai se pune. Acelea se cheamă dorințe deja, nu mai sunt pasiuni.